O cană de propagandă este exponatul acestei luni la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva. Piesa poate fi admirată toată luna aprilie în spațiul special amenajat la intrarea în Palatul Magna Curia. Exponatul face parte din colecția de istorie modernă a muzeului. Este vorba despre o piesă din colecția de istorie modernă a instituției noastre. Practic este o cană de propagandă din primul război mondial, o cană de propagandă care făcea parte dintr-o serie de obiecte de propagandă prin care se încerca practic atragerea tinerilor să se înroleze în armatele celor două imperii, Imperiul German și Imperiul Austro-Ungar. Cana este fabricată din porțelan alb cu toartă și are o înălțime de 9 cm, diametrul gurii de 8 cm, iar diametrul bazei de 5,5 cm, rezultând o formă tronconică. Baza este ornamentată cu o bandă de decor în relief, deasupra acesteia se află o alta compusă din culorile roșu, alb, verde, reprezentând steagul ungar, arătând de fapt poziția de egalitate pe care Ungaria o avea în cadrul alianței. Însă punctul de atracție îl constituie cei doi împărați și aliați, Franz Joseph și Wilhelm al II-lea, prezentați în două medalioane poziționate față în față în partea centrală a cănii. Împărații aliați în blocul puterilor centrale poartă uniforme militare de ceremonie completate cu ordine și decorații.